spuse, vă pup și vă iubesc și să ne auzim cu bine, vă rog. Hai, salut frățiori și bine v-am regăsit. Bă! Iacu veni și următorul episod în Zero Donations. Bă, după cum știți, am vândut de 31 de milioane pe shop acolo, brățările, upgrade-urile, câteva cărticele, a fost bună treaba. Dar ce facem noi acum pe filtirici? Deci e level 25 oare? Mare combinație ce am făcut. Mie acum, ce m-am hotărât să fac? Așa, tot altă combinație foarte bună și investiție minimă ar fi inelele de logodnă. Am făcut aici un inel, ai înfrânt 30 de jinhei, un inel de logodnă! Bă, am văzut că inelele de logodnă sunt undeva la 15 milioane, nu strică un inel, dar stai un pic! Stai un pic! A, mai avem acum caracter, ăsta a făcut 30 în puii mei, a fost mai nebun. Ce facem pe caracterul ăsta? Oh, vizităm bătrâna. Bă, nebunule, ce faci la bătrână? Mai iei încă un inel. Fuck! Ce production aici? Ai nevoie, continuă. Acum mi-ai dat și tu misiune. Ai dreptate. Aia am văzut. Stai așa. Hai să-l băgăm în depozit. Nu mă arunca inelul, am închis. Bă, nu mai fi așa de pripit. Acum așteaptă 10 secunde. Liniștit. Văd cum odată o ambuscat de aici. Ah, cred că aș mai avea câteva chestii. Gen astea sunt chestiile pe care le-am farmat în timp ce am crescut și am bătut jinheurile. Da, bine, cred că am pronunțat. Așa, să le punem pe shop dacă tot. Bun, hai că e în regulă. Opțiun joc. Liber. Ah, ce skill aici, 1200 odată. Bă, dar tare odată să-mi bat piciorul. Așa am curupțul gol. Așa, intrăm. Deci avem aici două inele. Ah, ioi. Dar cum? Mai zice pe un caracter de 25? Da, aparent. Mai luăm un inel. Așa, o să-l duc aici în Zodiac. Deci avem 3 inele până acum. Bă, abia aștept să le vând pe astea. Cu 31 de milioane, cu ce mai avem pe ăsta? Mai avea câțiva bănuți. De ce mă întrebi? Stai un pic. Nu știu, nu cred că o să le pun la 15 milioane. Vreau să le vând repede. Ori o să caut să le dau mai ieftin la cineva. Ori o să le pun mai ieftin pe shop, nu știu, mă gândeam la un 9-10 milioane, văd eu acum. Hai să aduc și filtericiu în Zodiac. Mamă, dar ce greu merge să mă apice urmaia violetă pe ea. Așa, haide, vreau să călătoresc, da, templu Zodiac, da. Vreau și 30 de milioane pe inele, de ce mă întrebi? O grămadă de bănuți în puii mei, echipăm contul. Ei, luăm mount-ul, mănușa și le echipăm acolo. Cred că putem să trecem la următoarea etapă, asta fiind map 2. Mamă! În câteva zile, mamă! A, da, am mai făcut manevra asta cu acele decorative. Așa. Și am mai făcut două inele pe maniac. Hai să comutăm acum ecranele, să-l aducem și pe ăsta în Zodiac. Aoleu, ăsta stă aici cu tigri flămânzi. Așa. O să folosesc ăsta, pergamentul. Să-l duce rapid și mama dragostei. Teleporter, vreau să călătoresc, da. Templu Zodiac, da. O, ce merge cafeluța. A, stai un pic că sunt idiot în pui mei, am uitat să-l iau. Bă, a durat un pic până am bătut 30 de jinhei în puii mei, dar după cum ziceam, e chestia asta de investiție și profit în puii mei și când e investiția zero și profitul, e pământ. Și
asta, tot profitul, ești pe câștig în puii mei, deci ești pe câștig, indiferent de rezultat. Așa vreau să călătoresc, da, templul zodiac, da. Așa, văd că mai am anumite chestii pe aici, uite, încă o fiere de urs, ceva, blană de lup, banderola, și cu uniformă neagră, perfect. Hai că nu te cred. Ah, hai că am dat bine. Și să luăm și pe celălalt ineluț. Schimbă caracterurile. Bă, acum de la ora 5 avem eveniment cu schimbă sau cu adaugă. Și, bă, vreau să-i fac rost până atunci de mount și să rupem norma. Bă, nu știu acum, dacă am face un 5-6 adaugă, nu vreau să bonusez personal iteme, aș vrea să le vând, știi? Și, na, ai face ceva bănuț. Cu itemele după adaugă, schimbările pe care le-aș face în puii mei, m-aș putea cumpăra un item gata făcut, nu știu. Ceva care să mă boosteze, că în momentul de față n-am. Ce am îs iteme plus 2, ești nebun? Și cu iteme plus 2 am făcut peste 50 de milioane. Nu știu exact cât, o să vedem după ce o să spargem shop-urile. Așa, să depășești rich. Deci avem 3, 4, 5, 5 inele, mai avem câteva chestii, o să revenim după ce aranjez shop-ul. BRB! Na, bun, ăsta ar fi shop-ul. Sper să se vândă rapid ceva până la ora 5. Iar dacă nu se dă, o să cumpărăm un voucher de 50. Dacă s-ar da un inel sau două, am putea cumpăra un voucher direct de 100, cu care am luat și mount. Stai să mă și uit în puii mei rapid. Deci cu 100 de endeuri toate obiectele. M-am și însoțitor, deci aș cumpăra Berniu 45 de MD-uri, evaluare cont 51 și ar rămâne cu monede și mănușile tâlharului pe 2 săptămâni. Da, n-ar fi rău, dacă nu s-ar da până asta, aș parge shop-ul și mi-aș lua doar mount-ul. 45 de monede, frumos, corespunzător aferent. Îi putem da în gușă. Na, bun, frățări, asta fiind spuse, ne auzim după evenimentul Dar și Schimbă. V-am pupat, să ne auzim cu bine, toate cele bune, pa! Na, bun, hai că s-au vândut tinerele, s-au mai vândut ceva de aici, nu știu ce, nu știu cum, nu știu de unde. Așa, hai să închidem shop-ul. 78 de milioane! 78 de milioane! Deci da! 78 de milioane! Bă, mă scuzați, bă, ce adul schimbă, nu știu, e ceva s-a devenit acum. Am zis că mai stau în puime jumătate de oră, că mai stau jumătate de oră până să vin eu din el să cumpăr direct un voucher de 100 în puii mei și da. Am ațipit mai mult un pic. Na, bun, o să prind evenimentul, cred că o oră și un pic, în puii mei, vedem oricum ce facem, treaba e bună. Mi se pare că am găsit pe aici, da. Ei, zice că e on. Ia, poate, hello, are on? Nice. I want the voucher. Real ce nu văd. Do you?
Cred că nu se spune voucher în engleză, dar în fine, cupon. Cupon, cred că. Hai că să începem în server internațional dacă e. Can you give me the last price? Băi, ăsta cred că e român. Sau spaniol, spaniolul și nu prea știe engleză. A, păi se mișcă și ăsta așa de greu să-mi bat piciorul. Coreanule, fută-te noroc. Ai cam un pic de lag. Da, hai că am negociat de mama asta. Las că e bine, ăsta l-am găsit acum. Nu mai stau că pierd timpul în puii mei. Așa, nu vreau să vă pierd timpul, știi că m-am apucat eu acum cu de-alea, cu hau-hau-hau, mea-mea-mea, mi-l dai așa, îți dau așa. O lăsăm pe altă dată, numai că trebuie timp la așa ceva. Așa, hai să te ducem în Zodiac. Și băgăm aici. Leo Voucherel și fugem rapid la eveniment, băgam mi-aș piciorul că e groasă treaba. Pauc acolo! Am reușit să farmăm în două zile jumate MD-uri pentru mount, mănușă, ne doare la patină. Ne doare la patină. Ne descurcăm incredibil de mirobolant. Unde e maniacul? Aici. Așa, bam, i-am dat aici de o voucher. Stai așa un pic. Hai să comutăm aici ecranele. Și îl introducem. Îl introducem. Ah, 100 de monede a fost adăugate la contul tău. Ar trebui să-mi caut și o armură, așa-i? Puteam să mai aștept după asta, dar vreau să particip la evenimentul ăsta. Că mai mult ca sigur, îți băgați de bază pe acum, pe mâine o să găsim și voucherele la un preț mai bun. Dar, no, când ești grăbit, ești grăbit. Știi? Nu stai, că stă banul, cum să zice. Am cumpărat blueberry, servicii, evaluare cont. Cumpărăm și mănușa. Mai avem și 4 monede de mâncat și talentul. Ce să mai bă? Ia. Hai că lasă-mă cu apa loasă, că nu ne mai trebuie apa loasă. Mare cățelandru ce avem. Hai că deja prindem contur, prindem contur. Bun, vă aștept și mâine la un nou. Uite-l pe Fănuț. Vă aștept și mâine și o să vă prezint ce am reușit să facem la eveniment. Ce terminator aici? Donation, nu trebuie, tati. Mersi frumos, nu trebuie. Asta fiind spuse, eu vă pup și vă iubesc. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă susține seria. Și să ne auzim cu bine, toate norocele să apăreze la voi, toate cele bune, v-am pupat, pa!